Polițistă de 26 de ani a murit în această dimineață la 15 km de municipiul Buzău. Femeia mergea cu mașina către București, a pierdut controlul volanului într-o depășire și s-a lovit frontal de un vehicul care venea din sens opus. Șoferița a murit pe loc, iar cele două pasagere din cealaltă mașină au fost rănite. Cornelei, hai să tragem motorul ăsta. Drumul european 85 arăta ca după război în această dimineață. Un autoturism distrus bloca șoseaua, iar medicii le acordau primul ajutor rănitelor. Totul din cauza unei clipe de neatenție. Polițista de 26 de ani, agent în cadrul Inspectoratului de Poliție Buzău, mergea spre București. La Costești a încercat să depășească un tir, însă s-a speriat când a văzut că se apropie o altă mașină din față. S-a bușit frontal și am văzut decât în oglindă când... S-a ieșit tabor din mașină. Ea a intrat în depășirea mea, cred. A avut și viteză și când s-a bușit, a intrat cu contrasent. Polițista a murit pe loc. A făcut o depășire, un balans și a intrat direct în mine, frontal. Și am apucat să trag de volan. În rest, și ce să vezi? Deci m-a rostogolit. Soția era în față cu dumneavoastră? Era în față. Evenimentul rutier s-a produs datorită unei depășiri neregulamentare. Autoturismul marca Peugeot a intrat în depășirea unui autotir și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Chevrolet. Martorii spun că polițista circula cu viteză foarte mare. Pentru scoaterea victimelor din ambele mașini a fost nevoie de intervenția descarcerării. Tânăra polițistă lucra la serviciul logistic al IPJ Buzău, dar de câteva zile era în concediu. Absolvise în 2006 școala de agenți de poliție din Câmpina.